a fi propriul tău guru înseamnă, de fapt, să preiei controlul asupra obiceiurilor tale. Iată că am adus frumos la temă această glumă și aceste glume. A fi propriul tău guru înseamnă să fii propriul tău stăpân, independent de opiniile proaste sau bune ale celor din jurul tău, și asta presupune în esență câteva lucruri. Un lucru este să devii stăpânul obiceiurilor tale și să fii conștient de care sunt obiceiurile tale. Unele dintre ele îți servesc și te ajută, unele dintre ele ți-au servit și nu te mai ajută, unele dintre ele sunt absolut necesare pentru a face trecerea la nivelul următor de maturitate. Asta e despre obiceiuri, ăsta e un subiect. Dar mai există un subiect interesant, și anume despre convingeri. Pentru că dacă tu ai niște obiceiuri pe care le-ai instalat mecanic în interiorul tău, singurul mod în care vei aluneca din obiceiurile tale, alea instalate cu trudă, alea bune, că se spune că nu renunți la obiceiuri, aluneci din ele. Și îmi place această nuanță lingvistică. Din obiceiuri se alunecă, la obiceiuri nu se renunță. Dacă te ții suficient timp de a face sport, devine obicei, dar se poate aluneca din obicei. Iar motivul pentru care se alunecă din obiceiuri este că nu ești propriul tău guru. Nu ești propriul tău sfătuitor care să vorbești tu cu tine și să spui: băi, standardul tău de performanță nu e ăsta când te-ai lăsat pe canapea și mănânci floricele și te uiți la seriale pe nu știu ce post de televiziune lipindu-le unul de altul, standardul tău de performanță e altul. Deci felul în care vorbești tu cu tine este de fapt propriul tău guru. Acel guru din interiorul tău care are pretenții de la tine la alt nivel decât corpul tău manifestă în prezent, pentru că ai alunecat din obiceiuri. Și dacă înțelegem asta, începem să ne dăm seama ce înseamnă de fapt să fii propriul tău guru.